Programul primăriei municipiului Timișoara de îmbunătățire a eficienței energetice avansează cu încă 3 blocuri pentru care a fost semnată execuția: Calea Torontalului numărul 14, Strada Dropiei numărul 7, Bulevardul Dâmbovița numărul 22A. Familiile din peste 100 de apartamente vor beneficia de confort termic crescut și facturi mai mici la energie în mai puțin de un an. Valoarea totală a proiectului este de peste 4.140.000 de lei fără TVA și prevede următoarele intervenții: lucrări de izolare termică, hidroizolare, izolare termică a acoperișului, diverse lucrări specializate de construcții, finisaje și instalarea tâmplăriei nemetalice. Lucrările au termene de execuție între 6 și 9 luni de la emiterea ordinului de începere. Până în prezent au fost finalizate lucrările la 28 de blocuri, iar în execuție sunt încă 24 de clădiri. Investiția va duce la îmbunătățirea confortului locuitorilor, reducerea consumului de energie pentru încălzirea apartamentelor prin limitarea pierderilor de căldură spre exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al orașului. Prin programul de reabilitare termică, aproximativ 3400 de apartamente și peste 800 de locuitori vor beneficia de un confort termic comparabil cu cel al blocurilor nou construite, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.